ce bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa mă, bine ne vedem. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa. A doua, mă. E greu să rețin asta. Azi e cât în... 0,9. Așa. Deci 0,9 pe 10. 2007. Așa. Ne punem punct. Puneți punct, bine. Așa, da. Mario, iată-ne din nou împreună. De multe ori să fie una cu... Vreau să dau două probleme. Ai două probleme pregătite. Păi tu faci o surpriză maximă acum. Bine. Te rog. Să se calculeze suma a trei numere știind că unul este 10. Stop. Deci trebuie să calculezi suma a trei numere. Da. Și acum dai informații despre cele trei numere. Ce spune? Suma al doilea este cu 5 mai mare. Mai întâi. Eu înțeleg mai greu. Deci tu trebuie să citești mai rar și să te oprești când vreau eu ca să înțeleg și eu problema, că nu citit-o, nu știu deloc. Tu mă poți surprinde, sunt fața camerei și mă poți prinde să nu pot face și de ce? Sunt foarte atent acum. Deci, să se calculeze suma a trei numere, da? Să se calculeze suma a trei numere, știm că unul este 10. A, am să nu despre primul. A egal cu 10. Al doilea este cu 5 mai mare. Deci, al doilea, mă dea și tu. A egal cu 10. Deci, problema 1. Problema 1. B. Ce înseamnă că e cu 5 mai mare? B egal 10. Așa. Plus 5. 10 plus 5. Scriem de desubt B egal 15. Bun. Până aici m-am edificat. Știu ce. Bine. Acum am pus să citesc. Da? Continuă. Iar al treilea este de 5 ori mai mare decât primul. Al treilea de 5 ori mai mare decât primul. Adică de 5 ori, adică 10 ori 5. Am înțeles. Deci C-ul este de 5 ori cât ar. Adică 5 ori 10. Da? 5 ori 10. 50. Egal cu 50. Și acum trebuie să calculăm suma lor. Rezultă că suma lor este egal cu... Da? Mm-hmm. 10. Dar scrii și tu, S egal cu, ca mine, da? Suma, ca să-ți înțeleagă numai ce faci tu acolo, că altfel, suma este egal cu, ai zis, suma egal cu... Cu cât? S. Egal cu? Egal cu A 10. Plus A plus B plus C. A plus B plus C, că așa ai zis, nu? Suma celor trei numere. A plus B plus C și egal cu acum. A-ul este 10 plus B-ul care este 15 plus 50. Și este egal cu, în final, suma toată? 75. Face 75. Foarte bine. 75. A doua problemă. Avem... Nu, am făcut-o foarte repede. Am fost foarte tare. Avem ceva nouă. Problema a doua. Să vedem ce noutăți tu. Din suma vecinilor, 255 scade produsul numerelor pare cuprinse între 1 și 8. Din suma vecinilor lui 255... Stop. Bine, asta. Gata. Suma vecinilor, te trebuie să bat la cap acum. 256. Deci 256. Și să văd care sunt vecinii. Plus 254. Dar suma vecinilor cui? 255. Asta era. 255. Și vecinul din față... Dar nu mai scriu, pentru că trebuie să scriu toate astea, că nu știu. Deci suma vecinilor 255, el e din față. Și vecinul ăsta e 254, ai avut dreptate, iar vecinul ăsta e 256, da? Da. Bun.
Trebuie să calculăm. Stai, ce spuneai? Nu am înțeles. Din suma? Din suma. Cui? Vecinilor. Adică ăsta e așa și ăsta, da? Da, am scris. Ce să fac din suma asta? Să scade produsul numerelor pare cuprinse între 1 și 8. 1 și 8. Da. Din suma vecinilor. Hai să facem suma. Deci zicem, yes, suma, acestor doi vecini, eu îi subliniez ca să țin, să fie clar pentru toată lumea, deci suma vecinilor, e vorba de ăsta și cu ăsta, 254 plus 256 egal cu, cât face suma asta? 6 plus 5. 10. 6 plus 5 sau? 256. 256, am greșit eu. 56, da. Eu n-am fost atent. N-ai fost atent la mine. Eu am scris. Da, 6 da, plus 4. 6 și 4 face? 10. Și cu 5, 10 și cu 5, 15 și cu 5, 20. Stop, că nu pricep eu aici. Ai zis 6 și cu 4 te face? 10, da? Da. 0 l-am scris și 1 l-am... 5 cu 5, 10 și cu 1, 11. 1 scriem și 1 reținem. Așa. 2 cu 2, 4 și cu 1, 5. 510. 510. Din suma asta, care am găsit-o acum, așa, ce fac? Scad? Din suma vecinilor lui 255 scade produsul numerelor pare cuprinse între 1 și 8. Să le vedem. Între 1 și 8, și 8, care sunt produse? Care sunt numele pare? 1... Dar nu doar pare. Numai cele pare trebuie să le căutăm așa. Pare și... Se scade produsul numerelor pare cuprinse. Adică pare, nu mai pune și pe 8 și pe 1. Numai cele pare. Da. Cine sunt cele pare? Pare între ele. Pare. Între acestea. 2, 4, 6. 2, 4, 2 mai mic decât 4, mai mic decât 6. Deci, practic, trebuie să scădem din tot, din suma aceea, produsul numerelor pare. Adică, trebuie să fac produsul între 2, ori 4, ori 6. De desubt să fac și eu mulțirea asta. Deci, 2. Produsul egal cu 2 ori 4 ori așa faceți voi, nu? Da, noi nu mai, n-am făcut. Nu încă nu suntem la ori. N-ați început mulțirea, nu? Nu, dar așa se va face. Da. Din toate așa. Ori 4 ori 6. Dar fac doar 2 ori 4, să văd cât. Așa, așa. 2 ori 4 egal 8. 8. Și 2. Și 8 ori 6 egal cu 46, da? Nu știu, nici eu nu prea știu, dar chiar la mulțime îl gândi un pic și eu, dar recunosc că asta e singura chestie care... 46. Da, 46. Dar dacă eu nu știu să te aprob, pentru că nu mi-e clar nici mie tabla mulțirii, am avut greutăți când eram mic, și de atunci nici acum n-am învățat-o bine. Să vezi cum am încercat în spune să învăț când am crescut mai mare. Tu să faci cum? N-am făcut 8 ori 6. Am făcut 6 ori 8. 6 ori 8 îți vine bine, da? Da. Hai să fac și eu așa. Merg pe mâna ta. 6 ori 8. Și de cum ți-a ieșit 46 deodată? Eu nu știu. Este șmecherie. Cum e, mă? Dacă faci 8 ori 8, dă 64. Așa. Și tu inversezi termenii și dă 46. 8 ori 8 fac 64. Da. Și inversezi termenii și dă 46. Dar ce e invers? 8 ori 8, dar aici e 6 ori 8? Da, și 36 plus 12 cât face? 36, deci la 6 ori 6, nu? Da. 36 și cu 12? Cât face, mă? 48. Wow! Foarte tare, te-ai prins. Deci, tu te-ai gândit la 6 ori 6, de pe care știi faptul, de fapt, 36. De fapt, până la 8,
mai aveai 2 de 6. Foarte tare! Hai să fac și eu așa, n-aș fi să văd și eu chestia asta. De zic așa. De fapt, eu zic că e 6 ori 6 plus 6 ori 2. Că până la 8, 6 și cu 2. De fapt, tu faci o șmecherie, dar nu prea vrei să-mi o spui tu mie, dar am să tot descoperi. 6 ori 6 fac 36, ai zis tu, și cu 6 ori 2, 12, și la adună de lea fac 48. Și ți-ai revenit, nu mai fac 46. Da. Acum am inventat-o. Dar te știai bine pe 6 ori 6. Dar știi ce șmecherie? Hai să vă spune și prietenilor noștri, că vreau și cu ocazia să o învăț și eu. De fapt, tu ai zis așa, 6 ori, în loc de 8, ai zis 6 și cu 2. Da? 6 plus 2. Și acum, 6 ăsta se duce înmulțirea și la 6 și la 2. Și vine 6 ori 6, 6 ori 6, plus 6 ori 2, plus 6 ori 2. Și este adevărat, dragilor, fac și 48. Da? Vrei să-ți arăt și o șmecherie? După ce faci tu, scrie tu toată chestia asta. Ai terminat? Mai ai obit, da? Așa. Cu tabla mulțirii ți-am zis, am avut și am încă greutăți, de aceea m-am gândit și eu la o șmecherie. E și ziua mea, e și timpul să spun și eu o șmecherie. 6 ori 8, ia ce fac. 6 ori 8 este egal cu 8 ori 6. O zic 6 ori 8, ori 8 ori 6. E aceeași treabă. Ne putem schimba locurile, că același lucru fac. Da. Și egal cu 8 ori, în loc de 6 ăsta, zic 5 plus 1. În loc de 8, de 6 ăsta, zic 5 plus 1. Și acum, 8-ul ăsta pe amândoi afectează. 8 ori 5? 8 ori 5, 8 ori 5 bar 40. Oh, știu și eu asta, 40. Bun. Și plus 8 ori 1. Plus 8 ori 1. 8 ori 1. Egal? 40. 48. 48, păi sigur. 8 ori 1 nu se... Hai să faci 8. Da, 8 ori 1. 8 ori 2. Fac 6. Adică 8 ori 8 de 2 ori. 8 ori 1 de 2 ori. Da, deci 8 ori 1 face 8. 8 ori 1 face mult. Da? 8 ori 2? Nu e 8 plus 8. E 8 ori 8. E 8 ori cât e 8. Face 64, mai sunt numai de vreme. Da. Acum hai să mă întorc aici și spun așa. Deci mie mi-a plăcut foarte tare șmecheria ta. Că pe 8-ul ăsta ai văzut ca 6 plus 2. Pentru că tu te-ai bazat că 6 ori 6 știi. Da, 3 și 6. Da? 3 și 6. Și acum ți-au mai rămas 2 de ani de 6 până la 8. De fapt, prietenii noștri trebuie să înțeleagă așa. Că 6 ori 8 e de fapt ce lucru? E de fapt de 8 ori câte 6. De 8 ori câte 6. Adică 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Plus 6, 2, 4, plus 6, 2, 4, 6, și plus încă 6, plus 6. Cei 6 îi știai tu că ți-au rămas mai bine în minte 6 ori 6, 3, 6, și ceilalți 2 fac 12, deci ești 3, 6 și 12. Dragilor, învățați șmecherii de astea de la Mario, că merită tabla mulțirii până când să zici 6 ori 48, trebuie multă muncă. Vă spun unul care a avut greutăți. Și am avut greutăți. Și tu ai avut greutăți. La 6 ori 8 și 7 ori 8. 7 ori 8? Și 7 ori 8, 56. Și 7 ori 8, 56, tot e așa greutăți. Da. Măi, partea... Mai mult spuneam 7 ori 8. Și la 6 ori 8 spuneam 46. 46, ai spus și chiar acum. Da. 6 ori 8 fac 46. Deci vezi tu, noi dacă ne facem repere, facem și corecturile necesare. Că tu te-ai dus în 6-6-3-6. Adică trebuie să am mereu șmecherea asta. Șmecherea asta? Și la 7. 7-8. 7-8. 7-8. Despart pe 7-7, 3, nu, 49. Așa. 49. Mai bine încă un. 49 plus 7 îmi dă 49.
până 7 ori, 56, unde de 56. Foarte tare. De vreau să calculez. Așa, mai bine îți amintit cât fac 7 ori decât 49 și cu 8. 49 și cu 8 cât face... Sau 49 și cu 7, trebuie să zic. 49 și cu 7, mai bine zic 56. Așa, bun. Da, mă. Dar așa, ăsta e secretul în culise. 7 ori 7 știu 49 și mai pui încă un 7, că erau câți de 7? Erau 8 de 7. Da? Și mai pui pe al 8-lea și fac 56. Foarte tare, foarte tare. Hai, dragilor, să terminăm problema, că noi ne-am terminat-o. Am terminat-o. Tu ai terminat-o, dar eu încă nu. Eu trebuie să scad din suma asta pe 6 ori 8, 48, am avut greutăți aici. Am avut destul. Și atunci zicem că din 510 scădem pe 48, păi 510 a fost vorba, nu? Da? 510. Da? Și cât face 510 scăzut 48? Ca să terminăm problema, să o finalizăm. Așa vreau să scrieți așa. Da? Cât face? 8 din... 0 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. Așa. 10 minus 8, 2. Da. Și cu 0, 2. Așa. Ulu. Ulu, am scris de acolo. Și... 0 minus 4 nu se poate. Așa, că rămas 0, te-ai împrumutat foarte bine. 0 minus 10 minus 4, 6. Da. 6 și 4 minus 0, 4. 4. Deci, iată, răspuns corect la problema a doua, 462. Și... Da, într-adevăr, am... Nu știu, tata, mai am o problemă. Ia, voi caut o problemă, sigur că da. Bine, mă, tata, dă mama o problemă. Mă bucur foarte tare că astăzi ai venit foarte bine pregătit cu niște probleme. De acasă până la stație de autobuz, Mihai a parcurs 118 metri. Kilometri. Stai, stai. Aici scrie metri. Da. Așa. Știi ce? O să te rog să citești mai rar, că ți-am zis, de eu nu înțeleg greu. De acasă până la stația de autobuz, da. Mihai a parcurs 118 metri. Stop! Stop! Foarte tare, stop! Deci, de acasă, uite și de acasă, până la stație, ai zis, nu? Stația de autobuz, el parcurge 118 metri, parcă. Așa, de acasă până la stație. Da, să scrie și în cuvinte. Că este, să rămâna și la scris. Facem un serviciu dublu și pentru limba română. Deci de acasă până la... Așa. Mihai a parcurs. Așa. A parcurs? Uite-te tu acolo, că nu a știu. A parcurs? Problema ta. A parcurs? Stai, 118 metri. 118 metri. Acum pe căițelul tău o să faci acasă să scrii. Uite așa facem. A, până la stație, 118 metri. Da? Mai departe, ce spune problema? Iar de la stație până la școală merge 202 metri. De la stație până la școală, uite cum fac și eu școală, și 202 metri. Așa. Școală, 202 metri. Bun. Pata. Ce spune problema? Întrebarea? Cred că mai am. 202 metri mai mult decât până atunci. Cu 202 metri. Mai mult. Cu 202 metri mai
mult decât a fost înainte. Mai mult. Aha. Păi voi v-ați oprit la 202. Dar n-am știut problema, că ne-ai citit-o până la capăt și eu nu știam ce să scriu. Așa, că 202 metri. Păi nu știu să citesc de la capăt. Așa. Dar prima, după aia o citesc până la capăt și după mai scurtesc. Sigur că da. Ia citim încă o dată ca să o înțelegem bine. De acasă până la stația de autobuz, Mihai a parcurs 118 metri. Perfect. Iar de la stație până la școală merge 202 metri. Nu? Mai mult decât până atunci. Aha, cu 202 mai mult. Câți metri va parcurge Mihai de acasă până la școală înapoi? Și înapoi. Și înainte și înapoi. Wow! 118 plus 202. Stai să vezi. Și va da... Mai, să nu greșim, da. 320. Păi să hai să fim atenți. 320. Hai să fim atenți. Deci... Mai citesc o dată? Da! Bine. De acasă până la stație de autobuz, Mihai a parcurs 118 metri. Deci, iar de la stație până la școală, cu 200 metri mai mult decât până atunci. Cu 200 mai mult! Fantastic! Cu 200 mai mult decât au făcut. Au făcut 118, da? Da. Dar acum, de la stație, merge cât au mers atunci, 118, și încă 202 metri. Băi, fii atent la școală. Și încă 202 metri. Mai citești o dată, dacă ori am înțeles eu greșit, ori mai citit tu cum trebuie. Am citit cum trebuie. Ia mai zis o dată. De acasă până la stația de autobuz, Mihai parcurge 118 metri. Bun. Iar de la stație până la școală merge cu 202 mai mult decât până atunci. Deci, cu 202 mai mult. Deci merge ăștia și încă 202. Deci de la stație până la școală cât faci el? Ia să vedem că... Păi, v-am spus, 320. Asta e. De la stație până la școală face 320. Vezi? M-ai spus, tu mi-ai spus tot, așa? Eu am vrut să văd dacă vă păcăliți. Am înțeles. Băi, dar tu vezi ce fac și eu. Dar eu ce fac? Zic, citești rar. Ca să nu cumva să mă păcălesc. Că tu citești repede și mă lași și filmează. Și mă fac de toată bafta. Deci tu ține minte acum. Eu am mare răspundere, dar și tu ai mare răspundere. Deci citești cu și altele. Acum citesc... Acum citim o dată, încă o dată. De acasă până la stație de autobuz. Așa. Mihai parcurge 118 metri. Bun. Iar de la stație până la școală, cu 200 metri mai mult decât atunci. Decât până atunci? Da. Adică de la stație până la școală, cât are el de făcut? Cât a făcut? 300? 220. Dar de acasă până la școală? Dar de acasă până la școală? Așa. O stop, 320. Perfect. Deci... Fac calcul? Nu calcul mă interesează, cum gândim. Dacă va fi nevoie să zicem și de la școală înapoi. Păi să citesc. Vezi, întreabă așa, înainte și înapoi? Câți metri va parcurge Mihai de acasă până la școală și înapoi? Și înapoi! Și așa și înapoi! Păi tot același. Păi același, dar trebuie să aflăm, nu? Păi... Să văd, 320. Așteptați. Hai să vedem, să facem așa. În prima etapă, hai să rupim problema în sub-problemuțe. 430. Și aflăm la prima, scrie așa, 1. Asta trebuie să mai. Judecăm problema. Hai zic așa. Judecăm problema. După ce am înțeles-o, acum începem să judecăm problema. Judecăm problema. 1. Judecăm problema.
Autorul nu îți spune cât faci de la stație până la școală. Prima dată, asta trebuie să aflăm. Zicem, 1, aflăm distanța de la stație la școală. Da? Distanța de la stație la școală. Deci, prima problemă asta e. Să avem distanța de la stație la școală. Da. Două puncte și de desubt scriem sau întreb dacă avem spațiu. Adică ce scriem? Mă, că da. Așa, spune tu ce socoteală facem acum. De la stație până la școală. 118 plus 202. Asta e. 118 plus 202. Este egal? Cu 300. Da. Cum am spus acolo? 302. 300? 2. 302? 320. Așa, mă, nu... Vezi ce faci dacă... 320. Asta este. 320. Acum. Ce te înseamnă? Punctul 2. Punctul 2. Așa, trebuie să scrii... 2. Al doilea pas. Cât mai te face de acasă până la școală. Așa. Aflăm câți metri face de acasă până la școală. Adică, spune tu, de acasă până la școală. Poți să vă dă nu, să zicem socoteala care facem. Adică? 438. Nu. Zicem 118, ca să vadă tot drumul. 118, care e până la stație, plus 320. Asta e distanța de acasă. Da, 438. 438. Asta când se duce la școală. Din când pleacă pe ușă, din când iese pe poartă și până ajunge la școală. Și acum, 3, aflăm ce? Câți metri a făcut de la școală până acasă? Știm cât a făcut de la acasă. 438. Aflăm acum care este distanța dus întors. Păi 438. A, nu, e mal adus. Dar zice și la întors. Adică până se întoarce acasă. O pleca la școală, s-o întors acasă. Păi tot 438. Și nu trebuie să adunăm? Păi cât face până acasă? Păi, mă, cât face? Păi am adunat. Poate, atenție, el se duce la școală da. Și se întoarce înapoi. Păi ai făcut aceiași kilometri. A, păi, aceiași metri. Și atunci, că în etapa a doua, în etapa a treia, pasul 3, nu trebuie să aflăm și dus și întors, așa e cere problema. Adică 438 plus 320? Nu, plus 438. Că el doar nu se oprește în stație. El s-a dus așa, a ajuns atât, au făcut distanța asta, au făcut-o atât. 438. Și vine și în partea asta, atât se întoarce acasă. Adică e același drum. Dar băi, același drum, dar nu trebuie să-l adună și așa, dus și întors? Ba da. Vezi, așa e problema. Acum zice, 3, aflăm distanța dus întors.
aflând distanța pe care o... Distanța dus întors. Aflând distanța dus întors. Adică e vorba de 438 plus 438. 438. Cât face, te rog? 438 plus 438. Egal. Egal cu? 8 cu 8, 16, 6. Da. 3 cu 3, 6 și cu 1, 7. Bun. Și 4 cu 4, 8. 877. 876 metri. Așa asta este distanța pe care o parcurge el dus întors. Mario, eu nu pot să mă duc la altă cuvânt până când noi fac o dată schițe. Mergem la o altă dată. Spune-mi tu care a fost chițebușurile. Care a fost chițebușurile? Adică unde a fost cel mai important? Ce ne scăpa nouă? La problema 3. Aici? Adică dus întors. Asta e. Asta e. Foarte important. Dus întors. Că tu... Eu din nu cumva asta ne întreabă, ia spune, vezi acolo. Câți metri va parcurge Mihai de acasă până la școală și înapoi? Și înapoi? Asta era. A, dacă cuvântul ăsta și înapoi nu l-ai citit, ai scăpat, este ca problemă. Dar și înapoi. Ai spus, dar nu l-ai judecat, când se judecă problema, ți-a scăpat asta. Da? Atenție multă! Ce spunem acum? Ce le spunem tuturor prietenilor noștri? Hai să le transmitem un mesaj părinților, învățătorilor și toți cei care se ocupă de matematică. O problemă de matematică trebuie citită cu foarte multă atenție. Cu foarte, foarte multă atenție. O înțelegem. Deci, ca să o înțelegem, citim de 2 ori, de 7 ori, de 9 ori, de habar n-am de câte ori. Până o înțelegem bine. O rupem pe bucățele. Da. Și vedem cum fiecare bucățică se transformă o relație, într-o relație matematică. Mai întâi, aici. Zice, de acasă până la școală, până la stație a fost atâta. Urmează etapa următoare. De la stație până la școală, cu 202 mai mult. Asta a fost un moment foarte important. Deci cu 202 mai mult. Mă, nu ne scăpaseră și credeam atât. Adunam pe 118 cu 202 și am aflat toată distanța de acasă până la școală. Da. Ori greșit. De la stație până la școală e mai mult cu 202 față de ce a parcurs el până atunci. Da. Aici, de aceea, eu cred că momentul, primul moment important al ghișițiului a fost aici, când a zis cu atât mai mult decât înainte. Așa, de la acolo. Și dus înapoi. Și dus înapoi și întors înapoi. Deci, vezi tu, ce ne limpede acum? Să citim cu foarte multă grijă. Să vedem care sunt datele problemei, ce ne dă autorul. Fiecare cuvânt acolo are importanță. Și să vedem cerința. Ce trebuie să facem noi. Da. Și cum începem? Ca să ajung să rezolv problema, trebuie să o iau pe bucățele. Mai întâi am aflat stația până la școală, că nu ne-o dădea. De aceea am luat un problem, sub probleme. În sub probleme. O problemă s-a fost asta, cu atât mai mult. Da. Am aflat distanța stație școală, după care am aflat toată distanța de acasă până la școală și până la al treia pas și înapoi. Adică dus, întors. Te rog să mai citești o problemă. Mai avem 5 minute. La o fermă sunt 10 minute. Nu, pentru 5 minute judecăm atât la tot problemă, dar aceasta ce nu s-o putea. Te rog să faci următorul calcul. Deci să... Da. Se calculeze. minus 415 minus 425. Deci să calculeze. 315 minus 425 plus
28 minus 37 plus 295. Egal. Facem calculul ăsta. 315 minus 425 plus 28. Și credeți că ne dă? Eu știu. Încercăm. Te rog. Nu cred că ne dă. Nu merge? De ce? Pentru că la final e plus 295. Să vedem. Cum propui tu să facem calculul? 425 plus 28 plus 295. Și le combinez, le lăsăm la o parte. Pe cine să lăsăm deoparte? Ca să putem să facem calculul. Deci, în prim plan, ce să aducem? Pe cine să aducem la cele? Pe cele cu plus. Adică? 425. La 425 ce este cu cine? Deci. Egal. E minus aici. Ai? Nu e cu minus, e cu minus. E grea că e egal. Nu, e minus, mă. Uite. Minus. 315. Deci e egal cu 315. Da. Da. 315 plus 28. Plus 28. Ne ies. Așa. Plus 295. Plus 295. Minus. Ai tu. Hai, eu pun egal. Vrei să... Nu, nu, nu. Să le așezăm așa și până lucrăm. Da. Minus mai departe. Ce-i cu minus? Minus 5. Minus 20... Nu, 425. 425. Dar ce număr a spus egal? Nu, egal înseamnă să vedem cât va face calculul, răspunsul. A, crezi că de 315. Nu. Deci, minus 425. Și ce mai avem? Vreun minus? 425, da. Și minus? 37. E calcul. Și acum să luăm pe ăștia cu plus, să-i adunăm deoparte, să-i punem una unde sub altele, cum îți place mai mult? Una sub altele. Ah, deci, 315 plus 28 a scris greșit. De ce, mă? Pentru că a scris 2%. Asta, mă. E bine că tot stai atent. E bine. Eu mă îngrăbesc de acum. Da, bine că m-ai ajutat pe aici. Plus 28. Plus... 295. 295. Greșit. De ce, mă? Pentru că a scris 2 la 10. 2 la 10, tot greșit. 295, da. La sute, pe coloana sute, 295. Așa. Bun. 5 plus 5, 10 și 8. 18, 8. Reținem. 1 cu... 2 cu 9, 11 și cu 1, 12 și cu 1, 13. 3 scriem. Da. 1 reținem. 3 și cu 2, 5 și cu 1, 6. 638. Deci, ăștia cu plus au făcut 638. 638, zicem aici, la etat, da? 638. Și acum, hai să facem și scăderea aceea. Adică ce facem? Scădem sau le adunăm pe cele? Le adunăm. Ca să facem o datorie mai, să dăm pe toată datoria. 425 adunat cu cine? Cu 37. E bine? Așezat? Da. Bun. Bine că n-am mai greșit, mă. Mă aud emoții. Și acum. 5 cu 7, 12. Da. 2 scriem. A, 2 scriem unde reținem. 3, 2 cu 3, 5 cu 1, 6. Da. Și 4 cu 0, 460. Deci minus aici, scriem în pătrare, minus 462, minus datoria aproape. Nu mai scriu o dată. 462, deci 638,
Minus 462. 438 minus 638. 1 minus 2. Așa. 6. Și egal cu 6. 3 minus 6 nu se poate, nu promitor. Da. 10 minus 6, 4. Și cu 3, 7. Bun. 5 minus 4, 1. 176. 176. Rezultat. Da? Și ăsta e rezultatul total al calculului de mai sus. Da. Cine să reține, să le spune prietenii noștri? Când am avut de calcul, făcut un calcul lung de asta, cu plus și minus, cu plus și minus, toți cei cu plus îi pune în prima parte, toți cei cu minus în partea a doua, adună pe cei cu plus, îi adună și pe cei cu minus ca să facă datoria mare tățulată și totul se reduce la o scădere. Și treaba merge foarte bine. Pentru că sunt situații când nu poți scădea. Uite, din 315 cum scad cu 425? Nu poți. Nu doar din an aceea poți face. 28 minus 37, nu merge. De aceea, facem 295. Ia aranjăm pe toți cei cu plus în prima parte, toți cei cu minus în partea a doua și facem treaba extraordinar de ușor. Să dai la magazin, pui într-un buzunar. Așa. Și cele care să mai rămâne le pui în alt buzunar. Sigur că da. Și în felul ăsta ai depozitul și ai de unde să scoți, nu? Da. Plus lași prin toate buzunarele. Toată suma care o ai tu o ții într-un singur buzunar. Asta facem. Cred că trebuie să spunem un lucru, să le spunem tuturor prietenilor noștri, că am făcut cea mai frumoasă lecție din totdeauna, pentru că aici ne-am întrebuințat la maxim. Dragilor, nu mi-a fost ușor, m-a supus la niște lucruri destul de interesante, dar ceea ce merită să rețineți este că acest dialog așa trebuie purtat între elev și profesor. Voi părinții care stați să nebuniți acasă, am avut ocazia să particip la acest efort maxim pe care părinții îl fac acasă. Ei sunt cei care stau cel mai mult în preajma copilor și dacă nu știu cum să procedeze, din păcate irosesc tot timpul. Totul este în zadar. Trebuie foarte multă răbdare și mers în ritmul care copilul pricepe. Acum este vorba și de darul ăsta. Ai dar, ai talent, ai de la Dumnezeu darul ăsta să pedagogic, ca să poți să faci treaba asta, o faci. Dacă nu, nu o faci. Ați văzut câte lucruri foarte interesante am punctat aici. A fost cea mai frumoasă lecție și ea este, o să vedeți, va fi cea mai vizitată lecție, pentru că părinții care au atâta nevoie de a profanaște de modul care trebuie discutat, se vor bucura foarte tare. Și copiii la fel. La revedere, dragilor, cu drag. Să nu dați like, share, să vă abona la Prof Online. Noi și să vizitez. La revedere! Să veniți la Prof Online. La revedere! La revedere!